Mă bucur că în această săptămână, săptămâna luminată, ne aflăm la cea de-a doua ediție a unui simpozion de suflet, dacă pot spune așa. Este vorba de un proiect de suflet pentru noi Casa de Cultură, care, iată, după cum spuneam anterior, este la cea de-a doua ediție. Simpozion dedicat unei personalități marcante a orașului nostru, o personalitate atât literară, dar aș putea spune că era o personalitate culturală. Cred că nu este permis lucrul acesta. Este vorba despre Constantin Ciopraga, academicianul Constantin Ciopraga. O persoană care s-a implicat activ în viața culturală a orașului nostru, o persoană căreia noi pășcănenii îi datorăm faptul că am avut și avem în continuare zilele Mihail Sadoveanu. Ne bucurăm că și anul acesta o avem printre noi pe fiica domnului Constantin Ciopraga. E afară, mă duc să o caut. Să se vină aici. Mă duc să o caut. Mă bucur că de noi se află și anul acesta domnișoara Marta Ciopraga. Și pentru că este vorba de un simpozion dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea academicianului Constantin Ciopraga, am invitat și anul acesta, ca moderator al acestui simpozion, să fie profesorul Ionuț Hărățu, de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Domnul profesor, am să vă rog să moderați această invitație. Domnule primar, domnul consilier, dragi colegi, dragi viitori studenți, sper unii dintre voi la Facultatea de Limbi. Activitatea de astăzi e, înainte de toate, un omaj adus academicianului Constantin Ciopraga la 100 de ani de la nașterea acestuia, an care se crește 12 mai. Ideea a venit, firește, dintr-o nevoie de a ne respecta valorile locale și nu numai, și de a arăta că pășcănenii știu să respecte pe oamenii care au făcut ca numele Pașcanului să fie dus în lumea întreagă. Avem invitații de prestigiu astăzi, în afară de reprezentații comunității locale, este invitat domnul Crețu. Doamna directoare a arătat că există printre invitații fiica domnului academician, doamna Dojoară profesor Marta. Într-o ordine așa în care s-au așezat dumnealor, poetul Gheorghe Simo de la Târgu Neamț. Domnul profesor Scurtu, Nicolae Scurtu de la București. Domnul profesor universitar Nicolae Crețu de la Iași. Și nu putea să lipsească la această manifestare omul care și-a dedicat viața, de fapt, activității spirituale. Este vorba de domnul profesor universitar Leonard Gavriliu. Bine ați venit, domnule profesor. Intervențiile vor fi la obiect, vor fi inedite, nu vor fi exista lucruri redundante. Vă rugăm pentru început că domnul primar Pantai să spună câteva cuvinte din partea gazdei și apoi voi da cuvântul invitaților. Sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi aici la acest eveniment deosebit și să încerc să transmit și eu câteva gânduri ale administrației locale și ale mele personale. Stimați invitați, onorat auditoriu, există în viața fiecărei comunități momente importante, momente care îndeamnă la reflecție, la dialog cu sine. Trăim astăzi o astfel de clipă în care aducem prin noștere cunoștință unei personalități marcante din Galeria Valorilor Contemporane a Autentice. Acest oraș se mândrește cu înaintași ruștii care au făcut prin talentul lor ca valorile spirituale pășcănene să fie cunoscute în
lumea largă. Cu siguranță nu este întâmplător faptul că la Pașcani s-au născut și ahlăul prozei românești Mihail Sadoveanu, dar și cel mai important exeget al operii acestui academician Constantin Ciobraga. În alta ținută spirituală a domnului Ciobraga i-a asigurat un loc de cinste în ierarhia oamenilor de litere din țara noastră și un loc special în inimile pășcănene. Statura spirituală a domnului profesor era dublată de calități umane armonios legate, inteligență scriitoare, consecvență, talent literar, luciditate, o memorie excepțională și o capacitate uimitoare de a fascina auditorul în discurs. Din respect pentru oamenii locului, pentru spațiul din care și-a tras severele, domnul profesor a inițiat și coordonat an de-a rândul manifestările dedicate la fiecare început de noiembrie lui Mihail Sadoveanu. A sosit clipa ca noi pășcănenii să arătăm prin fapte, nu doar prin cuvânt, respectul cuvenit ilustrului critic și scriitor Constantin Ciobraga. Primii pași, înțeleg că s-au făcut prin grija Casei Municipale de Cultură, care găzduiește astăzi a doua manifestare dedicată concetățeanului nostru. Ca primar al urbei natale, al lui Constantin Ciopraga, voi susține orice proiect care este menit să scoată în relief personalitatea distinsului profesor. Din discuțiile purtate cu domnișoara profesor, ne-am gândit împreună să amplasăm statuia, bustul academicianului Ciopraga, să găsim locația, să inițiem proiectul de hotărâre în acest sens și, bineînțeles, să inițiem un proiect de hotărâre astfel încât o stradă să-i poarte numele academicianului Constantin Ciopraga. De tot sprijinul meu pentru astfel de activități. Vă mulțumesc și vă urez succes! Mulțumim, domnul primar, pentru oficiile de arte făcute. Rog pe domnul profesor Leonard Gabriliu să prezinte expozeul care este intitulat 100 de ani de la nașterea lui Ciopraga. Are și un subtitlu în spiritul cu care domnul profesor ne-a obișnuit, niște puneri la punct. Vă rog, domnule profesor. Se împlinesc în această primăvară, exact peste o săptămână, în ziua de 12 mai 2016, 100 de ani de la nașterea în Pașcani a criticului și istoricului literar, dar și poetului, romancierului și memorialistului Constantin Ciopraga. Fără nicio intenție de exhaustivitate, stipuiesc câteva elemente biografice. Școala primară și gimnaziu la Pașcani, unde a și debutat cu proză scurtă în revista Luminița, întocmită de emeritul profesor de limba română Ion Mitroiu. Liceul la Fălticeni, absolvent al Facultății de Litere din Iași, oraș în care va desfășura o strălucită carieră universitară și literară. În perioada 1959-1962, a funcționat ca lector de limbă și civilizație română la Paris, la Sorbona și la École Nationale de Langue Orientale Vivante. Promotor al apariției revistei Cronica, al cărui director a fost din 1965 și până în 1970. Laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor din România în 1985, precum și al numeroase alte premii, decorat în 2002 cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru meritele sale în creație și în promovarea culturii românești în țară și peste hotare. Ca să nu mai vorbim de titlul de membru de onoare a Academiei Române,
conferit lui pe bună dreptate în 1993. Foarte grăitoare însă în această privință este fie și numai simpla trecere în revistă a titlurilor celor 20 de volume tipărite din 1960 și până în 2007. Să le înșiuim. Calistrat Fogaș, monografie, 1960. V. Ghetto Bărceanu, monografie, 1966. Mihai Sadoveanu, sinteză critică, 1966. Portrete și reflecții literare, 1967, carte care include și eseul Expresivitatea lui Crandă. Literatura română între 1900 și 1918, 1971. Ortenzia Babadaș Bengescu, monografie, 1973. Personalitatea literaturii române, 1973. Ecran interior, poeme, 1975. Între Ulise și Don Quixote, 1978. Mihai Sadoveanu, fascinația tiparilor originare, 1981. Propigheie, cărți și destine, 1984. Nisipul, roman, 1989. Poezia lui Eminescu, arhetipul și metaforele fundamentale, 1990. Amfiteatre cu poeți, 1995. Caietele privitorii trecut, memorii, 2001. Perspective, studii critice, 2001. Baltagul, privire critică, 2002. Partituri și voci, 2004. Interviul, 2007. Tot în 2007, editura Academiei Române i-a tipărit volumul de 560 de pagini intitulat Memoria scrisorilor, mesaje către Constantin Ciopraga, semnat de destinatar, fiind doar textul într-un destinatar, fiind doar textul introductiv, scrisori și rezonanțe. Într-un cuvânt, o operă literară impresionantă, elaborată de un scriitor excelent dotat, operă literară ce poartă pecetea sobrietății și eleganței stilistice a dreptei cumpănii ce-l caracterizează pe făuritorul acesteia. Un critic și istoric literar de tale al lui Marian Popa, autor al monumentalii cărți istoria literaturii române de azi pe mâine, în două volume care sumează 2382 de pagini, apărut la editura Semne Pictorii 2009, versiunile vizite și augmentată. Marian Popa deci definește lui Constantin Ciopraga a fi tipul criticului universitar, o solidă informație, cu rigoare, îngândire și echilibru în expunere, care prezintă de scriitorii luați în discuție în totalitatea aspectelor analizate. Să cităm însă și o caracterizare a lui Dan Mănucă, dintr-un articol înserat în secțiunea Efigii din monografia Pașcani, Iași 2000. Citez, format în atmosfera de înaltă spiritualitate a Iașului interbelic, profesorul Constantin Ciopraga a devenit la rândul lui o personalitate reprezentativă a spiritualității românești, în care aduce ca notă distinctă un cartezianism filtrat prin impresionismul lui Eugen Lovinescu și fidelitatea lui Grigore Brăileanu, erudit și totodată atent la toate aspectele vieții cotidiene, profesorul Constantin Ciopraga reprezintă o personalitate fără de care literatura română de după 1950 nu poate fi concepută. Avem aici opinia neechivocă a unei autorități incontestabile în materie de critică și istorie literară,
cum este fără îndoială profesorul universitar Dan Manucă, redactor șef adjunct la revista Convorbirii Liberale. Totuși, în ciuda celor arătate mai sus, s-au găsit istorici literari și nu oricare, istorici literari consacrați, realmente marcanți, care nici măcar o clipă nu au ezitat să-l minimalizeze la maximum, dar chiar să-l și insulte pe Constantin Ciocarda. Așa procedează într-un mod total surprinzător, incalificabil, cum spune, domnul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, care, în acea istorie critică a literaturii române, editura paralelă a 45-2008, îl execută pe pășăneanul nostru în trei rândulețe, ostentativ parantezate, în care ne se spune că numitul Constantin Ciopraga este un, citez paranteza, comentator aproape exclusiv al scriitorilor naționali, într-un stil solemn și festiv, ascunzând carența intuiției și a ideii. Părerea citată, pagina 992. În continuare, domnul Manolescu arată că asemenea critici și istorici literari sunt câtă frunză și iarbă, deci ne dăm de vreo atenție din partea unor judecători profesioniști ai valorilor culturale, cum se consideră domnia sa. Să vedem mai departe cum îl desfințează Alex Ștefănescu, pe același Constantin Ciocarda, în așa, de altfel nu lipsită de calități istoria literaturii române contemporane, 1941-2000, editura Mașina de Scris, București, 2005. Îl desfințează nepomenind absolut nimic despre scrierile acestea. Pentru Alex Ștefănescu, autorul celor 20 de cărți menționate de noi mai sus, nu există decât ca deținut politic. Căci iată ce ne spune domnia sa la pagina 31 a istoriei literaturii românii contemporane. Citez. Constantin Ciopraga, fost prizonier de război în lagările sovietice, întemnițat ulterior și de autoritățile românești. Atât și nimic mai mult. Da, este perfect adevărat că ofițerul Constantin Ciocarda, combatant pe frontul de Est, a fost capturat de sovietici la frontul Donului, în ziua de 21 decembrie 1942, după cum aflăm din memoriile sale. Și că a îndurat chinurile infernale ale lagărilor vreme de numai puțin de 4 ani, până în 1946, dar nici vorbă ca el să fi fost după aceea întemnițat în România, unde, dimpotrivă, a fost încadrat în 1947 ca profesor la școli din Iași și din Pașcani. Singurul merit pe plan literar pe care Alex Ștefănescu îl recunoaște mai încolo fostului prizonier de război, este inițiativa acestuia ca Nicolae Labeș să fie transferat de la liceul din Fălticeni la liceul din Iași. A să vedea opera citată, pagina 320. Am spus că Alex Ștefănescu îl desfințează pe scriitorul Constantin Ciopraga, nepomenind absolut nimic despre scrierile respectivului, ceea ce nu mai este deloc perfect adevărat, întrucât la pagina 278 a masivului volum Istoria Literaturii Românii Contemporane, fostul prizonier de război figurează cu o operă importantă, capitală, am spune noi în Zefremean, anume o prefață la un roman al lui Eugen Barbu, prozator considerat de autorul istoriei a fi un scriitor mai naturalist decât inventatorul naturalismului.
ar fi cumva de prisos să ne apucăm să demonstrăm aici, îndelung, un soi de axiomă, anume faptul că scrierile lui Constantin Ciocaga sunt rolul unui talent viguros și al unei erudiții rarisime. În literatură, totuși, nu de puține ori se simte nevoia ca și evidențele să fie minucios demonstrate și explicitate în mod alborios, mai ales pentru cei răuvoitori sau pur și simplu insuficient informații. O astfel de demonstrație, oarecum oficială, dată fiind funcția autorului în Uniunea Scriitorilor din România, a făcut un demult Casian Maria Spiridon, într-un eseu inclus în volumul despre barbar sau invazia omului plat, editura Tipo Moldova, Iași 2013, eseu în care se afirmă de la bun început că acela care s-a născut la 12.05.1916 la Pașcani este un autor proteicitez, un autor protei multiple fațete, istoric și critic, de poet și prozator. Unul care, după cum reiese cu prisesință din textul președintului filialei Iași USR, are atât intuiție cât și idei proprii, cât se poate de originale. Vom cita în încheiere ultimele trei rânduri din cele 14 pagini pe care se întinde eseul lui Casian Maria Spiridon. Citez. Cărțile publicate de Constantin Ciopraga, în special personalitatea literaturii române, au impus o personalitate a literaturii române. Ceea ce mi se pare adevărat și foarte frumos spus. Mulțumesc, domnului Gabriel, pentru această prezentare atât de riguroasă, așa cum suntem obișnuiți de altfel, cu stilul dumnealui inegalabil. Și mai ales că a arătat și modalitatea în care este receptat opera lui Ciopraga în diverse moduri firește. Este un, opera dumnealui este un lucru atât de viu, încât până la urmă sunt firești și ideile care se confruntă. Vă mulțumim, domnule profesor. Rog pe doamna Ioana Irinia, care este președinte al Societății Culturale Brain Euridic, să pună pe expoziție o numele ei, intitulat Ciopraga, omul și opera. Acum Alex Ștefănescu nu trebuie luat ca literă de lege, cred că e Alex Ștefănescu, criticul numărul 1. Să o luăm așa, cum mai încet. Nu, dar ei nu cunosc, nu citesc. N-au citit așa, dau cu părere. Cei de Iași n-au vizibilitate în București, au ei ies. Da, ei. Ai citit de opera, scuzați. Nu, aveți dreptate. Totdeauna aveți dreptate. Onorată asistență. Să știți că emoțiile mă stăpânesc și parcă mă aflu în preajma unui examen pe care îl dau cu domnul profesor Ciocaga. Despre că domnul profesor Ciopraga, ca om și ca profesor, se poate vorbi foarte mult. Opera domniei sale poate fi prezentată istoricii, de critici literari, în N variante și ipostaze. Unii o pot prezenta fără să o citească, fără să o cunoască îndeaproape, alții o pot face cu mare dragoste, cunoscându-o și prezentându-o ca atare. Eu sunt dintre persoanele fericite care a avut ocazia să fie în preajma domnului profesor Ciopraga de multe ori. În afară de faptul că domnul profesor mi-a fost profesor, am dat cele mai grele examene cu domnul profesor Ciopraga. Primul, examenul de gradul 2 și examenul de gradul 3. Cu o lucrare imaginațiilor lor, curajul,
o lucrare despre Sadoveanu. Fiind întrebată și de colegi, de multe ori fiind întrebată, ce ți-a venit ție Sadoveanu la profesorul Ciobrană? Care așa? Și am spus, domnule, prefer, dacă nu mă lua examen, nu să cade pe un cal alb frumos, decât spre mulțoară. Așa se spune la mine în Bucovina. Deci atunci. Eu am repetat. Dar sub îndumarea domnului profesor Ciobraga, am reușit să fac o lucrare cum i-a plăcut domnului sale. Am citit tot ce mi-a spus. Și să vă spun cum mă îndurma, cum spuneam. Planul lucrării, corectat cu roșu. N-am scăpat de o corectură cât de mică, de o greșeală cât de mică, să nu fie subliniată și domnul profesor să nu-mi spună. După aceea, mi se părea că nu e suficient material ce mi-a dat să citesc. Am ajuns și la de roșu, la existența tragică, am ajuns că Sadoveanu, dacă vrei, are legătură cu tot ce dă primite. Ei, domnul profesor m-a îndrumat, erau de cum se cădem, de o bunătate și de o rigoare extraordinară. Prima dată îți făcea impresia că e mai rece, că nu te poți apropia sau așa, dar nu era adevărat. Sensibilitatea îmbinată cu rațiunea, îmbinată cu rigoarea, erau caracteristice ale profesorului. În plus, avea trei lucruri la care ținea foarte mult. Munca, prietenia, tradiția și familia. Extra, bine, eu când am spus muncă, m-am gândit la... extraordinar. Nu exista să fie o discuție într-un grup mai mare sau mai mic, să se discute despre orice problemă legată de muzică clasică, legată de arhitectură, de pictură, sculptură, literatură, domnul profesor să nu participe. O întâmplare fericită a făcut ca în 1990. Sfătuindu-mă cu domnul profesor, am invitat la Iași. Eu lucrând la inspectoratul școlar, 10 domnul Scurt, vreau din foște. Ați fost inspector și eu am fost inspector. N-am fost inspector. Domnul Scurt, mult fi vrând ca la 80 de ani să fi stat în concediu permanent, ce credeți că făceam? N-a arătat zi, de să trece. Și am invitat un grup de 10 intelectuali basarabeni conduși de Grigori Bieru, Nicolae Dabija, Maria Bieșu, Tudor Chiriac și întâlnirea care a avut loc la Casa Corpului Didactic de la Iași cu cadrele didactice, la care au participat foarte mulți intelectuali eșeni, s-a propus înființarea unei societăți culturale. Și s-a numit, așa a ieșit dintr-un text, dintr-o căciune pe care spun, numele Plaimiuritic. Și a fost Societatea Culturală Plaimiuritic, Iași, Chișinău, Cernăuți. Domnul profesor Ciobraga, președinte de onoare a societății. Membru fondator. Ne-a ajutat enorm. Nu a existat activitate la care domnul profesor să nu participe. N-a putut merge cu noi în străinătate, în Europa, cu proiectul Eminescu în fața lumii. Dar, împreună cu dumnealui, întocmeam programul și de curând am găsit o discuție din 1910, când îmi spunea, și notat, am luat notiții, îmi spunea ce anume să vedem la Paris în timpul pe care îl avem liber. În 2010. Eu știu, pentru că Grigori Bieru a murit tot atunci, pe... ce înseamnă să ai lângă tine un tânăr care se numește... Tindrășan, da. Oricum, ca... repet, ca om,
extraordinar de interesat, a spune, de tot ceea ce se poate cunoaște. Odată l-am meditat la munte, la noi, într-o comună lângă Căpălun, fundul Moldovei. Am acolo o casă și vroiam să vadă și domnul profesor. Vă imaginați că a venit împreună cu doamna, împreună cu doamna Domnișoara Ciopraga. De câte ori trecea prin ea și un pop de la Universitatea de Cluj, nu e un aureat, e un pop. L-a făcut membru titular, membru corespondent la care... Deci este. Acum, da. S-a îndurat de un Simeon. A vrut, vroia să-l vadă pe domnul profesor Ciopraga. Niciodată, domnul profesor, spunea că nu vine. Vinea domnul profesor Ciopraga cu domnul Pusar și era o încântare. N-a fost eveniment important din viața societății, din viața mea personală, la care domnul profesor să nu... Îmi pare extraordinar de rău că nu mai este cu noi. Dar eu totuși cred că de undeva de sus ne privește și ne îndrumă, ne sfătuiește, că de foarte multe ori când am ceva făcut, mă gândesc, oare cum ar fi făcut domnul profesor? Sau ce mi-ar fi spus să fac dacă avea? Și noi pregătim în acest an, dar din anumite motive n-am putut materializa, să edităm un volum din Memoriam, să organizăm un simpozion internațional la Iași și, bineînțeles, sper, vom reuși. Nu se poate să nu reușim. Sunt parte dintre persoanele care am citit toate lucrările domnului profesor. Și... le-am citit cu mare drag și le-am folosit. Nu mai spun, m-a asistat la ore, aveam discurs, o temă, la ora 4, la clasa 12, la inspecția de grad. Discurs. Am avut discurs, Sadoveanu la Academie, Rebreanu, Iorga. Discursuri academice. Am dat elevilor, bine. Am stat cu sufletul la gură, nu mai spun, cu emoții cu gheritoare. Și mă întrebam ce spune domnul profesor. Și mi-a spus așa, când s-a terminat. A ales discursuri interesante. A fost bine. Cu asta mă fac. Plus discursuri, deci așa. Eu... ce de ferească bunul Dumnezeu să ia cuvântul la o reuniune. O femeie, profesoară de română, pensionată. Despre eleva domnul Ciopraga, știți că avea un simț al măsurii extraordinar. Știu, extraordinar. Nu se poate. Oricum, mulțumesc mult pentru faptul că m-ați ascultat. Și dați-mi voie să aduc o mulțumire în orașul Pașcani. Am făcut mai multe activități la Pașcani, însoțiți de domnul profesor Ciopraga. Și autoritatea locală și domnul primar și părintele postolat. Aceste activități au reușit nu pentru că eram noi grozavi, ci pentru faptul că era cu noi domnul profesor Pașcani Ciopraga. Extraordinar. Și un cuvânt de mulțumire pentru un colaborator pentru care vă invidiez pe dumneavoastră Pășcănere. Este Gelu. Bravo, Gelu. Așa. Ne-a adus apă și flori. Absolvent al teologiei și al conservatorului de la Iași. Păcat domnului primar Năstrășu vin de la un magazin produse alimentare, când ar putea... N-ai făcut rost de parohie? Să ne încălzim. Oricum, mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Evocarea acestor amintiri atât de vii, în memoria dumneavoastră afectivă. Cred că este momentul să dăm tribut poeziei, preț de, știu eu, câteva minute,
prins de o tipă echilibrată, să spunem. De aceea îl rog pe domnul Gheorghe Simon, un alt discipol al regătatului profesor Ciopraga, să ne vorbească despre domnul Ciopraga și să lase și poezia să vorbească. Suflete frumoase, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Repede, că suntem aruncați în abruptul clipei și în întâmpinarea sufletului și a numelui Constantin Ciopraga. Am învățat de la domnul profesor arta discreției. Acesta era profesor. Nu te poți apropia de o carte, de un text, așa cum nu te poți repezi spre o persoană și să, da, să o îmbrățișezi. Dar domnul profesor propunea un alt verb în lucrare. Întâmpinare. Intrarea în sala de curs era curriculum, era un respect deosebit. Aș vrea să doar un singur moment să punctez din amintirea de student. A fost aceea profesorului Ciopraga, văzându-l în amfiteatru, lăcrimând, neputându-și opri lacrimile. Era aproape rușine să plângă de emoții. Cu ce ocazie? A invitat pe poetul Marin Sorescu și pe Tudor Gheorghe în amfiteatru. Plin, arhiplin. La sfârșit s-a făcut așa o tăcere ca o mângâiere și noi asistam la un suflet care nu a putut să-și oprească aceste lacrimi discrete. Întâlnirea cu profesorul nu era o teamă, ci era o așteptare și o oră de curs începea cu un poem la Dimitrie Angel, și acum ați venit, și ne-a făcut o invitație să ne apropiem paharul fermecat. Era. O să-i spun. Nu. Pentru că ne-a lăsat în liniște să ne apropiem de text. Cel mai greu este să te apropii de o persoană pentru că devii răspunzător. El ne avea pe noi ca suflete promovării a ceea ce e mai scump pentru om, cuvântul din tâi, cuvântul divin. Nu aș vrea să mă suprapun pentru că sunt persoane mai, așa cum este fratele Nicolae Scurtu, de la Fărate, acolo unui domnul profesor făcea închinare, se odihnea și lucra. Și mi-amintesc doar de o întâlnire cimitirul Mănăstirii Agape, fiind din Mănăstirea Agape, când a vizitat mormântul fiicei lui Vlahuță. Magda era studentă și discret, așa, și familia, Sfânta Familie, ne-am întâlnit pe trepte acolo, mergând să aprindem o lumânare la Margareta Ștefănescu, Margarita lui Vlahuță. El era un închinător la ceea ce este curat. Și ceea ce ne lipezește sufletul este. Nu mai spun ce răspundere am avut la rândul nostru ca să ne purtăm la fel cu elevii noștri. Să nu devin obositor și insuportabil și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat acest suflet minunat și această minte limpede. La Târgu Neamț ei au fost invitați pe fiecare dată la Crăciun, la zilele greangă, în treimea Constantin Ciopraga, Gabriel Istrate, Alexandru
Al curs al Alexandru Scuză. Și pentru că vin din mănăstire, o să citesc două poeme ca să nu să vă prezint. Nu spuneți. Moartea vine prin cuvinte. Într-o mănăstire e loc de mai bine. Să locuiești doar cu tine, înconjurat de priviri benedictine, îmblânzit prin zumzet discret de albine. Când rămâi singur, ești doar cu tine, iar sinea deșartă de lumea cealaltă, în care nimeni nu se arată. Când rămâi pe cărare, răpit de uitare, răspicat e doar ecoul desfrunzit în așteptare. La Agapia, în mănăstire, în pridvoare albe și de târnosire, pădurea așteaptă, urcând pe cărarea spre schid, pe mireasa pădurii, semnelor vii, înspicându-i aura și sufletul în spațiile goale unde numele ține loc de suflet și sufletul se arată mai vârtos de cum ar fi fost preodată când zborul e frânt și puzderie de firimituri în risipă și mărinimie în sărăcie în loc de împletire de raze, golire de sine, pe metereze, cât măicuțele veri sunt privegheri. Și al doilea, și urmă. Raza rece a dimineții, de nepătrunse locul nașterii străpuns, fiind un numele de sunete înmugurite a sânul Maicii Natalie. Nimic nu-i mai viu decât cuvântul în sufletul copilului de mai târziu, nimic nu trece dintr-o carte în alta, fără de suflet, fără de citire. Furat de gânduri, perindat prin ispite copilul de ieri, pierdut în zarea albastră a iubirii. Pe cărarea verde a raiului din cuvinte, toate chipurile ne apar înnoite pentru cel copleșit de iubire, așteptând în pridvor să vadă cum lăcrimează ochiul interior al omului lăuntric, deschisă fiindu-i calea de șerpeciunii, precum se perde ușor sufletul, până ce raza rece a dimineții deodată îi ia fața și fața se luminează, fără să știe nimic de împărăție, până la cea din urmă clipă, până la întâia pagină albă a durerii. Adaug, acest poem face parte dintr-un poem mai amplu, dedicat celui mai iubit fiu al Varaticului, Nicolae Sculptul. Vreau să spun că să fiu fericit că el a răspuns și este un entuziast și aduce cuvântul viu și ne trezește și pe noi. Așa cum vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare și să mulțumim lui Dumnezeu că putem respira, ne putem vedea și ne putem auzi. Hristos a înviat! Simon, despre care am uitat să precizez că este din zona Neamțului și despre care domnul Ciopraga spunea că în mod fericit s-a retras spre locurile natale și înspre cuvânt, adică spre poezie. Nu se putea trecere mai frumoasă înspre cuvintele ce vom auzi în continuare de la monahia Elena Simeonovici și de la mănăstirea Voroneț. Veniți aici. Vă mulțumesc.
picioare, la vorbesc cu rest toată ziua. Da, uitați-vă tot în picioare. Îngădăiți-mi un minut doar să vă spun și eu ceva. Acum 50 de ani, în Amfiteatrul T11 al Universității Alexandria Fuza, intra în fața generației mele de studenți profesorul Constantin Ciocrava. L-am așteptat cu bucurie, ne-a salutat ca și cum ne-ar fi binecuvântat ca un apostol, cu delicatețea desăvârșită pe care o avea și care ne-a insuflat-o și nouă, ne-a pus câteva întrebări, după care am înțeles unde ne aflăm. Voia să știe, fiind filologi, care dintre noi publică vreo revistă. Pe atunci încă nu, dar mulți dintre noi, de generația noastră, apoi au publicat și au devenit oameni mari. Voia să știe că dintre noi vorbim din străină. Nu trebuia să ne eram 66, că s-a făcut să limba rusă, cu deamul să ai până în păzile albe. Am stat așa, priviți. Dar după aceea mulți dintre generația noastră vorbeau câteva dintre. Ne-a întrebat unde am călătorit. Care? Unde? Și am călătorit după aceea. Profesorul și-a dat seama de nivelul nostru, ne-a privit cu dragoste, ne-a încurajat și am fost una din generațiile cele mai bune pe care profesorul Constantin Ciocrava le-a avut la Iași. Când mergeam la cursurile noastre de perfecționare, la examene de grad, ne dădea dedicații pe casele domnii sale și ne ura luminoasă carieră. Și am avut luminoasă carieră. Ne-a învățat să semănăm în sufletele elevilor noștri. Dragoste de frumos, de omenie, de înțelepciune, de tot ce împlinește pe cineva ca oameni. Acum sunt monahia Elena. Dar ceva din profesoara, care a citit cărțile profesorului Constantin Ciopraga, ce a scris în cărțile domnii sale și ce a scris pe alte cărți, a mai rămas în mine. Vă mulțumesc că ați ascultat. Stimați invitați și îndrăgit auditoriu, pentru cât mai există trei intervenții, să vă rog să ne aducem aminte de acea echilibrare a balanței și în contextul acesta îi dăm cuvântul celui mai îndepărtat ca distanță de punctul Pașcani, aflat astăzi aici. Dar poate cel mai apropiat prin sufletul pe care și l-a pus pe hârtie și pentru munca pe care a realizat-o pentru a aduce la oaltă documente inedite, scrisori, articole, eseuri ale domnului Ciopraga. Îl rog pe domnul profesor cu nume predestinat temporal Nicolae Scurtu de la București să intervină. Acum, cu o mențiune, eu nu pot să vorbesc decât de la două ori în sus. Da, trebuie să mă suportați. Dacă vreți să publici, da. Domnule primar, stimată doamnă profesoară Ciopraga, este o zi înălțătoare astăzi, când în urbea natală evocăm, le aducem aminte și relatăm despre un mare și foarte distins intelectual al acestei țări, profesorul Constantin Ciopraga. Eu l-am cunoscut personal în două ocazii, la Văratec, când am făcut o vizită unei maici, care inițial, ca mireancă, fusese devenit un personaj în romanul lui, unul din romanele lui Anton Corbac, maica Aglaia Vasiliu, o femeie foarte modestivă, maică, o călugăriță distinsă, Ana Vasiliu, de fapt, pe care Constanța Marinovosco o recomanda lui Caravete Brăileanu, un termen extrem efugioș. Și a doua oară, în 1988, când a fost centenarul academicianului Toruțiu, cel care a condus revista Concordii Literare în anii cei grei, 1939-1944, când la Solca, domnul profesor Constantin Ciopraga, împreună cu Societatea de Științe Fiziologice de la București și la Iași, a condus lucrările. Acolo am dat, de fapt, primul examen cu domnul profesor Ciopraga. Până atunci, îi citisem toate cărțile, îmi procurasem toate cărțile, baia de la țară. Am cumpărat și n-am putut, când am putut, am frecventat bibliotecile și așa mai departe. Și eu am citit o comunicare despre Ilie Toroțiu și Academia Română.
Și domnul profesor Ciopraga, care conducea, zice, era o căldură la Suceava, era în iunie, iunie, așa. Și să-l ascultăm, ce stă de la București, să vedem ce zice. M-a ascultat, m-a ascultat. Mi-a pus întrebări, o, două, trei întrebări, și la despărțire mi-a zis, dumneata, cred că-i să ajungi ceva. Am ajuns un bel, profesor de liceu. Asta e condiția, n-am putut să o făcășesc, asta este. Acum, domnul profesor Ciopraga, în constelația cărturarilor și oamenilor de litere, este o personalitate cu totul și cu totul nemai întâlnit în spațiul românesc. Discreția, distinția, o anume tandreț în a te apropia de textul literar, de a comenta textul literar pornind de la chestiuni segmențiale până la întregul, cuprinsul sau până la subiectul, la epuiza problemele subiectului, toate erau caracteristice. Citise enorm, putea oricând să devină profesor la cea mai celebră universitate din Europa sau din America. Sub aspectul modestiei, așa și discreției, s-ascundea un mare cărturar, un uriaș cărturar, care era la curent cu tot, știa tot, citea tot. Nopți și zile întregi citea. Îl vedeam la vărate când elabora lucrări, după ce se obișnuia, lucrare, cum își făcea fișe, cum citea cărți, cum recitea texte. E mare lucru. Aceste personaje și acest scriitor reprezintă, de fapt, pentru noi niște chipuri emblematice pe care nu putem să le uităm niciodată, odată intrând în contact cu opera, cu omul și cu posteritatea, cu felul cum a fost receptat. Aici domnul profesor ne-a citit două aprecieri al lui Manolescu și al lui Alexandru Ștefănescu. Nu contează, domnule. Manolescu spune acolo că lucrează, nu merge la intuiție, și merge cu valorile, adică apreciază valorile arhicunoscute. Dar dumneavoastră, mai ales tineri, trebuie să știți că cea mai bună monografie despre Toporceanu este al domnului profesor Ciopraga. N-a mai apărut alta mai bună sau ca să o depășească, atât din punct de vedere informativ, geografic, cât și exegetic, analitic. Cea mai bună biografie despre Hogaș este a lui Hogaș, a zis, Toporceanu. Cea despre Toporceanu, cea despre Hogaș și cea despre Hortensia Papadopoulou. Cu toate că s-a tipărit opera Hortensia Papadopoulou, a apărut ediții, au apărut cărți. Domnului profesor Ciopraga n-a fost depășită. Să foarte bine să vină altul să o depășească. Doar de așa, de asta a operat un caracter permanent deschis de la Aristotel, opera perla. Așa. Domnul profesor Ciopraga, după experiențele trăite aici în țară, mai ales pe front de război, impresionat, n-a devenit un resemnat. Nu s-a claustrat așa într-o poziție, ce putea să o facă pe victima, putea să ceară pensii și grade și să... Nu. S-a claustrat în bibliotecă. A creat o lume de simboluri, o pădure de metafore în stilul său critic. Cărțile sau literatura, la început cele două decenii de literatură, 1900-1918, este o carte fundamentală, care și asta se citește și se folosește cu mult folos. E o carte, niște cărți care instruiesc, niște cărți care formează, niște cărți care modelează. Problema este următoarea. Noi, ca și dascăl și dumneavoastră, ca și elevi, trebuie să citim permanent. Nu ne putem cinsti înaintașii decât citindu-le opera, recitindu-le opera, revenind asupra operei și mai ales scriind, dacă suntem în stare, câte ceva despre acele mari personalități. Nu întâmplător, un emul al lui Sadoveanu, când ne aflăm la Pașcale, aici unui Sadoveanu, e patron și noi ceilalți, spunea, la locurile unde s-au născut, au trăit, au creat marele spiritele neamului românesc, ar trebui să mergem descoperiți și desculți, chiar dacă ar trebui să călcăm pe spini și să ne întoarcem la locurile noastre de muncă ca la niște altare ale spiritualității naționale. Unul dintre aceste altare este Pașcaliu. Aici domnul profesor Ciopraga a debutat
la rivista Luminița. Aici a făcut cursurile gimnaziale, liceu primare și gimnaziale. Aici a fost profesor după ce a venit prizurat la liceu Mihai Sadoveanu. Și foarte, foarte multe tangențe cu locul natal. Și apoi mai este ceva. Format în Franța, format având o ținută academică, o ținută aulică, așa, cu totul și cu totul. Nu intra niciodată în discuții de nivel jos sau în discuții derizorii. Era un om care avea echilibru și ținea măsura lucrurilor și avea tot timpul verbul la domnia sa. N-a intrat în polemică, putea să intre de multe ori, cât a condus cronica. Am hotărât că am rugat-o pe maică Iosefina Giosanu, stareța Mănăstirii Văratic, să accepte și a pus-o în consiliu în problema, ca la vară, să punem o placă pe casa în care a stat domnul Ciopraga, cât a locuit acolo vară de vară. Și la Muzeul Mănăstirii i-am făcut rost deja de un set complet din opera domnului profesor Ciopraga și un set din revistele importante la care a colaborat, mai ales din cronică, toată colecția cât a fost director domnul profesor Ciopraga. Dar să revin la subiect, în câteva minute epuizez subiectul, în câteva secunde. Domnul profesor Ciopraga a întreținut dialoguri literare, culturale, intelectuale, cu o sumă importantă de cărturare, cu Perpesicius, cu Șerban Cioculescu, cu Alexandru Piru, cu mulți, mulți studenți, foști studenți, doctoranți, masteranți, publiciști, scriitori. Toată acea corespondență pe care am depistat-o până acum va fi publicată în două volume de felul acesta. Constantin Ciopraga și contemporanii săi, 1500 de scrisori, puternic anotate din punct de vedere literar, cultural, social și politic. Aici vom vedea un profil spiritual al acestui mare cărturar, născut pe meleagul Pășcănenei la Pașcani, nord de cale ferată și centru de la puternic al ceferiștilor, în perioada interbelică, ceferiștii la Pașcani, o cărță, trenurile toate din țară, așa că un sindicat foarte puternic. Așa, acum nu mai dar e ceva, totuși, că aveți nou de cale ferată, e un lucru bun, la Târgu Neamț, nu avem, noi avem ce ori pe acolo, avem bun. Așa. Deci, concluzia, în final, este următoarea. Să ne îndreptăm tot timpul spre opera acestor cărturari, spre opera domnului profesor Ciopraga, care, după Garavete Brăileanu, e cel mai important spirit critic al acestor locuri. Nu întâmplător și-a ales ca vară de vară să se odihnească și să scrie la Văratic. Acolo unde înainte venea și Garavete Brăileanu. Garavete Brăileanu nu prefera Agapea, că la Agapea e rău, e mai cam frig, trag pârâile, la Agapea e o atmosferă solară, așa. Îi plăcea calmul, liniștea, soarele și mai ales așa. Maica Stareța a acceptat, cum a spus acum de curând, ca să punem placa aceea motivă. Deci, domnilor și dragi elevi, să punem mâna pe carte. Nu se poate. Fără ca lectura despre care Van Lind Largo spunea că este acest viciu de nepedepsit, să facem, să devină o permanență. Că fără lectură nu putem, domnule, fi informați și nu ne putem mișca în domeniul literaturii. Vrem să vorbim la conferințe și asta e să citești un text literar, care îți transmite emoții. Doamna Ciopraga, vă doresc multă sănătate. Domnul primar, să vă dea Dumnezeu sănătate și astfel de manifestări să mai faceți. Iar pentru domnul profesor Ciopraga, în mod deosebit, faceți o stradă, puneți o stradă, puneți o statuie, puneți o placă motivă, unde a fost casa, aveți consilieri culturale, dacă nu mai chemați-ne pe noi, să mai mâncăm la telefon, să vă dăm două ore a fost foarte puțin. Rugăm pe echilibru pe doamna Doina Cedrita, redactor la Monitor de Suceava. Trebuie să aici. Aici. Domnule Crețu, vă rog să domnule pregătiți o scurtă intervenție. Sunt onorată de această invitație de rostire a unui cuvânt, de exprimare a unui gând. Mă numesc Doina Cernica, sunt realizatoarea paginilor de literatură și artă la Cotidianul Crai Nou Suceava.
Și sunt autoarea a două cărți în care în unele pagini cititorul poate să întâlnească personalitatea Marii Cărturate, Constantin Ciopraga. În 1966, pe când mă pregăteam de absolvirea liceului, am citit cartea profesorului Constantin Ciopraga despre Sadoveanu, care era idolul adolescenței mele și a rămas în continuare un scriitor extrem de important. Am fost atât de captivată de finețea demersului critic, încât nu am putut la bacalaureat, deși aveam posibilitatea să aleg o temă despre Sadoveanu, să aleg Sadoveanu, pentru că mi-a fost frică că am să reproduc aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce spusese domnul profesor Ciopraga. Domnul profesor Ciopraga ca persoană l-am cunoscut mai târziu. Eu am terminat la București Literele după 1981. L-am întâlnit la Fălticeni, un loc pe care îl iubea. L-am cunoscut în preajma maestrului Ion Irimescu. A fost întotdeauna, așa cum au spus cei care l-au cunoscut mai bine, o persoană foarte elegantă. Am și scris despre el ca despre un aristocrat al mediului universitar, al cărții. Sunt mândră de faptul că am intrat în lumea scriitorilor cu o recomandare semnată de domnia sa. A fost foarte important în viața mea de om al scrisului și păstrez o amintire plină de recunoștință și de dragoste. Vă mulțumesc! Firește așa pentru a urmăși întâlnirea noastră de astăzi, înainte de cuvintele de mulțumire pe care le vom adresa domnului Ciopraga, rog pe domnul profesor universitar de la Facultatea de Litere a Universității Cluj-Napoca Iași, pe domnul Nicolae Crețu, să intervină în legătură cu volumul lui Constantin Ciopraga, Personalitatea Literaturii Române. Păi, în primul rând, cred că ne-ați socotit pe toți incluși în urarea Hristos a înviat și la mulți ani adresată coșcănenilor, tuturor celor prezenți, tuturor iubitorilor lui Sadoveanu. Iubitor și ai exegetului fundamental lui Sadoveanu, care a fost profesorul Constantin Ciopraga. Eu i-am spus de la început domnului profesor Hărăsu, fostul nostru student, că vreau să vorbesc cu ultimul. Nu din lene, să rămân mai puține lucruri de spus. Sigur că așa se întâmplă. Multe dintre cele care merită discutate au fost abordate de antevorbitori. Dar nu din lene. Prefer să vorbesc ultimul. Până la urmă, ultima vorbește opera. Ea vorbește ultimul. Și vorbește forever. Nu numai acum, pentru momentul acesta. Dar prefer să vorbesc cu ultimul pentru că, în funcție de tot ce s-a spus până în bine rândul, pot foarte bine să aleg asupra ce anume să insist. Și aici am să transgresez, mă rog, această circumscriere numai la personalitatea literaturii române. Pentru că nu poate fi discutată cartea asta, sigur, despre ea vreau în special să vorbesc și veți vedea de ce, pentru ce motive anume. Dar nu poți să o abordezi fără să faci o legătură cu celelalte cărți ale profesorului. E o operă construită organic. Organic începește raporturile dintre toate aceste cărți ale profesorului Constantin Ciopraga. Și personalitatea literaturii române este, într-adevăr, sinteza către care conduc alte sinteze parțiale, prealabile,
în drum către această sinteză de vârf suprem. S-a spus, s-a vorbit aici despre atenția acordată de către criticul și istoricul literar universitar Constantin Ciopraga, profesorul nostru al multor. Dacă imaginar i-am invitat pe toți foștii studenți ai profesorului Constantin Ciopraga, cred că am putea umple tribunele unui stadion. Și sunt în toată lumea, de când atâția români și-au lumea în cap. Cred că trebuie să avem în vedere faptul că această operă s-a construit pe temeiul acesta al personalității profesorului Constantin Ciopraga și al receptivității acestei personalități intelectuale, creatoare, și critica este creație. Este, cum o definea Mihai Ralea, al Ieșan, creație de puncte de vedere noi în raport cu opera. Asta este creația critică, nu creație de idei, de idei argumentate. Critica, opera unui critic valorează atât cât valorează argumentele ei. Sigur că azi se poartă așa un fel de critică literară și nu mai literară, dezinvoltă, zglobie, care nu prea are nevoie de argumente. Se vorbește și se scrie apodictic. Dar ceea ce rămâne este numai ceea ce este argumentat. Și argumentat pe temeiul unui studiu aprofundat al operelor. Cartea despre Sadoveanu a urmat unor studii mai restrânse ca pagini, consacrate tot lui Sadoveanu. Sadoveanu a fost iubirea de o viață a profesorului. Și e bine să ne amintim asta. Și la Iași, unde vom marca în toamnă anul centenarului profesorului nostru iubit, și mai cu seamă la Pașcani, unde s-au născut amândoi și Sadoveanu și exegetul lui. De ce arhetipurile, tiparele originare, care leagă între ele aceste două cărți de vârf, cea despre Eminescu și cea despre Sadoveanu? Pentru că, de fapt, ceea ce articulează întreaga operă a profesorului, a criticului și istoricului literar Constantin Ciopraga, este această intenție de a face din studiul a ceea ce unifică în profunzime creativitatea românească, în speță cea literară, beletristică, belletră, literele frumoase, o unifică din profunzime, o unifică, de fapt, pe această articulare definitorie a unei identități etnoculturale. Sunt intelectuali, din păcate, chiar intelectuali inteligenți, care au o aversiune inexplicabilă pentru conceptul de identitate. Li se pare că e un concept xenofob. Nu e xenofob. Să nu vină alții să ne ceară să atenuăm conștiința identității noastre, pentru că ei nu atenuează pe a lor. Dar au obiceiul să vină să ceară altora ceea ce ei nu fac. Nu renunță la conștiința identității lor, nici americanii, nici rușii, nici grecii, nici sârbi, ungurii, cehii, nimeni nu renunță, francezii, spaniolii. De ce am renunțat noi români? De ce ar trebui să atenuăm această linie? Andrei Maga este autorul unei cărți intelectual, profesor de filozofie. Unei cărți în care pornește de la etimologia lui etnos. Etnos în greacă însemna trib. Cu asta aruncă o umbră așa asupra ideii de identitate etnoculturală, pentru că se sugerează că ar fi o identitate tribală, lipsită de deschidere, de comunicare cu lumea. Total fals. Cărțile profesorului tocmai asta demonstrează. Și la autori de mai, mă rog, de situare, nu chiar la
apogeul rangurilor, așa, în ierarhia valorilor liberale, topărceanu, dar privit cu multă simpatie și a abordat într-adevăr pe ceea ce articulează identitatea acestui autor, care ar merita mai multă atenție, și la Calistrat Focaș, Drumețiile Neamțului și așa mai departe, la Eminescu, la Sadoveanu, și la moderna Hortensia Papadat Mengescu, pe care îl recomand monografie, sau monografie care îl recomand mereu studenților noștri, inclusiv la treapta de master, pentru că abordarea de acolo, special pe această metaforă care vă dă o idee celor care nu cunoașteți acest eseu monografic, oameni insulă, personajele mengeștiene, oameni care, de fapt, sunt bolnavi de această izolare, de acest autism, de această singurătate rece și, mă rog, chiar mai grav decât rece. O anumită glacialitate care ține, de fapt, de o carență a afectului tuturor acestor personaje. Asta sunt halibii Hortensiei Papadat Mengescu. Are deschidere, profesorul are deschidere către modernitate. Sadoveanu nu este un tradiționalist. Dacă un autor mare ca Sadoveanu scrie pe teme ale tradiției, nu înseamnă că spiritul abordării tradiției, acestor teme ale tradiției, este un spirit tradiționalist. Sadoveanu este un mare modern stilizant pe temele tradiției, ceea ce este altceva, cu totul altceva. În critica literară circulă, bântuie tot felul de formule și sintagme falsificatoare. Profesorul Constantin Ciopraga este una dintre autoritățile critice și istorico-literare ale României de după al doilea război mondial, căruia autoritate, căreia îi te poți adresa cu încredere. Nu este nimic sacrificat unei intenții de seducție paradoxală sau metaforică. Este o critică care are un limbaj foarte elevat, însă totul se întemeiază pe studiu profund, pe această căutare a rădăcinilor, a adâncurilor, la Eminescu același lucru. Genialitatea și tema geniului la Eminescu este discutată în termeni kantieni, în viziunea lui Immanuel Kant, care definea genialitatea prin capacitatea aceasta în lirică, în poezia lirică, de a atinge esențele omenescului, ale omenescului universal. E nu numai profesorul Constantin Ciopraga, și alți ieșeni, și Alexandru Husar, și Liviu Leonte, și Ion Sârbu, Elvira Sorohan, alți ieșeni din domeniul acesta al criticii și al istoriei literare, de fapt au mers pe acest primat. Critica trebuie să convingă, nu să seducă. E mai greu să convingi decât să seduci. Și seducția trece, convingerea rămâne. Eu cred că acesta este meritul esențial și faptul că întreaga operă a profesorului este de fapt articulată pe această conștiință a exegetului cu privire la faptul că marile opere și ansamblu acesta al personalității literaturii române înseamnă de fapt o afirmare cu deschidere spre universal a creativității românești, contează enorm tocmai în zilele noastre, în care, din păcate, mai ales mass media, cultivă un fel de complex al marginalității României și românilor. Nu suntem lipsiți de creativitate, de har, de talente, din potrivă. Și dacă mai tratăm așa cum sunt tratate astăzi talentele, vor pleca, vor alege să trăiască și să creeze pe alte medii. Și asta nu e rău, dacă nu pierd legătura cu rădăcinile românești. Eu închei, vreau să închei spunând că tocmai într-o epocă în care se vorbește atâta despre globalizare, prin care se înțelege un fel de tăvălugizare, mai ales a Europei, cu tot mozaicul acesta de culturi, de identități culturale creative, e mai multă nevoie de un punct de vedere ca acela al profesorului.
Mulțumesc! Cel mai mare elogiu pe care i-am putem aduce și lui Sandoveanu și profesorului nostru Constantin Ciopraga este să-i citim. Lectura lor îi ține cultural în viață alături de noi. Mai ceva. Domnul profesor Ciopraga a spus o propoziție absolut de necrezut. A spus așa: ca să fii literat, trebuie să ai talent. Ca să fii critic, trebuie să ai geniu. A demonstrat-o domnul profesor. Am în cap să evoc și o plimbare prin Iașul literar-cultural cu profesorul Constantin Ciopraga, George Lesnea și fetița care era funcționarii aceia, Marta. La următoarea întâlnire, domnule profesor, cu micatul Augustean, stimați auditori, onorați invitați, s-a vorbit mult despre criticul Ciopraga. În câteva secunde vreau să evocăm poezia lui Constantin Ciopraga. A publicat în 1975 un volum de poezie intitulat Ecran Interior, care are o dedicație numai puțin frumoasă, Ecrane imaginare pentru Margareta și Magda. Am să vă citesc poezia care deschide acest volum, ca să încheiem în acest mod. Poezia se numește Perspective. Nu pot fi mulțumit de mine. Când bate vântul, când arborii aceștia sunt strâmbi, când o oană însuși bate în retragere. Nu știu ce va fi vai în 2070. Iau pe domnul geolog martor că munții nici nu-și pun întrebări. Între planete se văd de mult naviplane, cu câte 1000 de oameni la bord, înfășurați în ultimele piei de urși albi. Cele din urmă cămile sunt izgonite din cer, ca fiind lipsite de grație elementară și sperind îngerii de la universitate. Totuși, există din fericire un totuși, dacă gâștele Nilului ciugulesc dintre loturi, ori visează solemne, putem spera, cred. Dacă frunzele teilor ard în soare, dacă milioane de fluturi se nasc peste plan, oamenii au să-și spună totuși la mulți ani. Vă mulțumim pentru tot. Și, după cum spuneam la început, domnul profesor Constantin Ciopraga a fost cel care a inițiat, a promovat, dar a și participat efectiv la zilele Mihail Sadoveanu. Și pentru că tradiția s-a păstrat în familie, iată că domnișoara profesor Marta Ciopraga ne ajută în continuare cu acest simpozion pe care noi, Casa de Cultură, l-am gândit să fie dedicat în anul domnului profesor Constantin Ciopraga. Cred că sunt în asentimentul tuturor pășcărelor. O diplomă de excelență se acordă doamnei conferențiar universitar dr. Marta Ciopraga pentru aleasa contribuție la realizarea manifestărilor cultural-educative din municipiul Pașani. Când v-am întrebat acest simpozion când să aibă loc, să-l comemorăm la data morții sau la data nașterii, dumneavoastră mi-ați sugerat luna mai, când s-a născut. Pentru că domnului profesor îi plăcea luna mai. Îi plăceau florile de primăvară. Din cauza asta m-am permis ceva de primăvară. În memoria lui și, bineînțeles, că și în asemenea dumneavoastră. Doamnelor invitate către un buchet de flori prin amabilitatea domnului Cotărchescu Gere. Bravo, părinte! Domnul Cotărchescu, am să vă rog să
Se desparte numai o săptămână de ziua în care chiar se primește secol. Sunt recunoscătoare în primul rând celor care s-au deplasat în această zi, care e o zi de lucru, care e o zi în care se pot face multe alte lucruri. În primul rând, domnului profesor Nicolae Scurcu, care pe lângă elogvență, un dar manifestat de toți vorbitori. Bacă, tocmai Scurcu a făcut drumul cel mai lung. Da, sigur. Domnul Scurcu, cu memoria cea mai lungă, de fapt, că e o arhivă, ați văzut extrem de puțin din ceea ce știe și în stare să difuzeze cu foarte multă generozitate tuturor. La Pașcan. Și care mai are și darul de a ne decontracta așa foarte ușor, cu simțul umorului. Deci sunt extrem de recunoscătoare, mai ales pentru opera de mare minuție, de când suntem într-un mediu așa marcat, dominat de prezență de monahale sau quasi-monahale, cu domnul profesor Simon, o minuție benedictină. Deci un personaj cu totul aparte care face astăzi o muncă la care puțină lume se mai înhamă, adică istorie literară în cel mai serios mod de putință, așa cum se fac foarte puține ediții critice, nu știu dacă se mai fac la ora asta, de care încă este nevoie de altfel. Mulțumesc măicuților de la Voroneț, întregii obște, de altfel sunt recunoscătoare Maicii Stariții Irina, pentru că astăzi este onomastica dumneavoastră. Sunt la eveniment. Sunt... Au uitat să aducă cotona, cum să vin de la biserică. Deci sunt recunoscătoare doamnei Doina Cernica pentru foarte cazul cuvânt despre părintele meu. Doamnei Ioana Elisunia, sigur, domnului profesor Capidiu, atât de convingător și de argumentat în mod matematic, aș spune. Și închei cu domnul Crețu, sper să nu fi uitat pe cineva, închei cu domnul profesor Crețu, care a stat mult timp aproape părinții meu, și de aceea m-am adresat lui, ne luând în seamă și, bineînțeles, consistența discursului despre scurt și foarte convingător despre calitățile criticului istoric literar Constantin Ciopraga. Eu sunt, în primul rând, nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Sunt extrem de marcată de proximitatea ambilor mei părinți, care sunt egal prețioși pentru mine. Mama mea s-a născut în imediata apropiere a pașcanilor. De aceea,
pentru mine spațiul acesta, oricât ar fi el de dezolant pentru unii, știu că sunt mulți care suferă, că sunt din Pașcani sau că sunt către acolo, din Năstrăiască, în Pașcani, mă rog, cu clișeul prost înmagazinat al locului unde nu s-a întâmplat nimic. Deci erau extrem de legați de Pașcani. Sunt extrem de... Am fost de foarte prezent și am avut tot timpul prezenți de oameni în ecoerință în viața mea, încât nu am răspunde reculul necesar ca să vorbesc așa cu calm, în public mai ales despre ei. De aceea, fiind ce sceptică ca una care cât de cât lucrez în zona literaturii, sceptică cu privire la, bun, posibilitatea cunoașterii celuilalt, cât ar fi de apropiat de noi și mari de figuri de, nu știu, de sfinți. Chiar și cel mai mare dintre toți, chiar și Mântuitorul Iisus Hristos, ce știm noi despre el în realitate. O lăsăm la o parte aceste și posibilitățile discursului de a exprima atât cât cunoaștem, cât putem să cunoaștem, m-aș opri nu la, sigur, nu mă confesiv, deci nu mărturisesc, simt mărturie, așa, m-aș opri la două lucruri care sunt nu atât afective sau morale, cât așa, direct practice sau raționale. Părinții mei amândoi au fost pentru mine, în primul rând, profesori. Deci, fără a ieși din familie cu trecut profesional strict, din ordinul acesta, în fiecare zi, în fiecare moment, mai ales în toate călătorii, din toate deplasările, pentru că eram foarte mobil în măsura posibilităților, aveam de învățat, eu știu, de aici, din Pașcani, de la topografie, structura solului, de la mama mea, până la apă, nu știu ce, până la, sigur, detalii despre Salin Pui, despre Sadoveanu, despre Constanța Marino Moscu și multe, multe altele, nu numai ceea ce știe toată lumea. Asta s-a întâmplat peste tot, în toată lumea și îmbuțește foarte mult sistemul acesta de informare firesc, direct, ca o respirație, ca o inspirație, de fapt, în mod aproape fiziologic. Deci primeam lucrurile astea, informații direct, în discuții, în mașină, mergând în stradă. E foarte important asta, cred, pentru formarea cuiva, nu pierde timpul cu... sigur că nu vorbeam tot timpul cu... Nu făceam tot timpul cursul, sigur că da. Aș spune că mai ales acest triunghi care a fost aproape un așa un agiostopos, un loc sacru, Pașcani, Fărticeni, Târgu Neamț, a fost cu deosebire important pentru părintele meu. În al doilea rând aș sublinia cât mari lucrători erau, hezit să spun muncitori, cât de neodihniți erau, neobosiți erau amândoi părinții mei. Sigur că de aici s-a vorbit de tata și domnul Scurtu știe foarte bine, cred că l-a văzut la Văratic pe viu. Deci pot să vă spun atât că, deși era un om extrem de legat de sacru, fără a fi un practicant, dar eu cam știu cum stau lucrurile. În prima zi de Paște, în prima zi de Crăciun, trebuia să meargă să lucreze la masă. Încât, atât aș vrea să vă spun, fără să vă rețin prea mult, vă mulțumesc tuturor!